This is a man's world now, but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Dansez de mică, de când mă știu, doar că datorită școlii, datorită părinților am fost nevoită să întrerup și am reînceput dansul acum 3 ani și am reușit să ajung la nivel de performanță, chiar pe scenele țării, la concursuri unde am câștigat câteva premii și îmi doresc să transmit mai departe pasiunea pentru dans, atât părinților cât și copiilor, dar mai ales părinților, să-și lase copiii să danseze, să simtă, să-și urmeze vocațiile, pasiunile și cu, să zic așa, să mă adresez organizatorilor de concursuri, să mai adauge o categorie, categoria 35 plus măcar, pentru că eu am participat la categoria 16-25 plus și mi-aș dori să întâlnesc pe scenă cât mai mulți concurenți de vârsta mea. Nu trebuie neapărat să ajungă la nivel de performanță, e destul de greu după vârsta de 40 de ani, 30-40, dar nu e nimic imposibil. Multă muncă, perseverență, pasiune, dorința de evoluție, de a-și depăși limitele. Consider că limitele sunt doar în mintea noastră și nu în ceea ce ne dorim să facem, dar cu multă răbdare, antrenament, perseverență, se ia fiecare pas step by step, fiecare stil de dans și vor ajunge cu siguranță acolo unde își vor dori, dacă sunt consecvenți.